Victor, să presupunem că un prieten are o sumă de bani pe care caută să o investească într-o afacere. Cum l-ai convinge tu să facă acest lucru în Republica Moldova? Ce i-ai spune despre mediul antreprenorial de acolo? Antreprenoriatul este despre a vedea o nișă pe care nu o văd alții. Moldova este clar pe un parcurs european. Nu este în Uniunea Europeană încă. Este o piață subevaluată. Adică astăzi, dacă mergi acolo, poți lua lucruri mult mai ieftin decât le lua în altă parte. Însă potențialul va veni foarte curând. Și guvernarea care o avem la moment depune foarte multe eforturi să deschidă cât mai mult economia, să debirocratizeze sistemul. Și vedem deja efectele lucrurilor lor. Deci Moldova se transformă într-o piață interesantă pentru investitori. Și cei care nu o fac, probabil că încă nu înțeleg cât de deschisă devine și ce oportunități sunt acolo. Eu aș încuraja pe oricine să vină, pentru că devine o țară foarte atractivă pentru investitori. Cum ai descrie mediul de afaceri din Republica Moldova? Spre exemplu, dacă ne dăm un pic într-o parte de la cum este mediul de afaceri, vreau doar să menționez cât de ușor este să deschizi o companie. Poate în raport cu România nu este o foarte mare diferență, însă în Moldova, astăzi, într-o zi, ai deschis o companie. În România nu este la fel. Eu am deschis câteva companii în România și fără un consultant nu puteam îndeplini toate actele care erau nevoie. În Moldova, într-o singură zi, chiar în jumătate de zi, o să ai actele toate la mână. Asta este ce ține de cât de ușor este să deschizi. Evident, partea 2, cum este să reușești să pornești efectiv proiectul, este ușor pentru că găsești foarte aproape toți de cine ai nevoie. Dacă ai nevoie de IT, o să găsești buni specialiști în IT. Dacă ai nevoie de o altă specialitate, la fel, o să găsești. Și investitorii străini sunt destul de apreciați în Republica Moldova. Toți oferă informații foarte deschis. De asta nu aș vedea un impediment în a crea ceva bun în Moldova. Un investitor străin primește cumva un tratament mai privilegiat, mai aparte? Investitorii străini sunt protejați. Investițiile lor sunt protejate de către lege. De asta un investitor străin are un... Poate fi sigur că nu o să-și pierdă investiția. Au fost câteva situații când, mult timp în urmă, unii investitori mari au fost lezați de unele drepturi și atunci ei și-au apărat foarte ușor drepturile în instanțele internaționale. Deci, la partea protecției investitorilor străini, este foarte ok. Victor Gherec, mulțumim! Vă mulțumim mult!